I don't wanna do the work today. Am postat acum pe Insta Story ceva de genul ăsta. Bonjour, în primul rând. În al doilea rând, mă duc până la Easybox și până la farmacie, pentru că doare pe iubitul meu un gât. Ne ducem să luăm un test. Prima oprire, farmacie, și a doua oprire, Easybox, aici lângă bloc. Să vedem cum arată tava, deși cred că o să o desfac după ce merg la sală, că vreau să și ajung la sală, ca să merg așa, pe picioare, ca să spun așa, pe jos, până acolo. Vai, Doamne, ce au înverzit toate astea, ia uitați-vă aici la noi la bloc, verde, 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 peste tot. Haideți că lavalierele nu cred că au funcționat. Pentru că mi-am dat seama apoi că cea de la gât era închisă, dacă eu o să fac eu voiceover pe ce ați văzut în primele minute ale vlogului. A venit tava, am desfăcut-o eu și arată cam așa, e o tavă clasică, v-am zis că nu... Mie una nu prea mi-au plăcut cele personalizate, dar acum, na, depinde de gusturile fiecăruia. Trebuie să-i atașez mânerele, în schimb, pentru că vedeți că nu sunt și am văzut că sunt în cutie acolo. Acum sper să fie suficient de mare, atât e mâna mea. Cred că este suficient de mare. Sper! Aș fi vrut să fie un pic mai mare totuși, dar greu găseam una mai mare. Gata, am aproape ajuns la sală. Nu știu cum se face că iar am subestimat vremea de afară. E mai frig decât mi-am imaginat. Și mi-e frig acum în drum spre sală. Am doar bustiera pe sub și colanții și cu ceva peste. Dar nu-i nimic. Atunci când mă întorc cu un Uber oricum. Vreau să trec și pe la BBT să-mi iau scoalan, să-mi iau șampon, că nu mai am deloc. Am câteva lucruri așa pe listă. Pastă de dinți. Da, trebuie să fac niște cumpărături din astea de igienă personală. Fai, ce păram. Dar cine a terminat cu Jimmy? Am făcut 834 de calorii. O să vă și arăt, nu credeți că vă mint. Sper că am aprins toate lavalierele. Mă duc acum la BBT să-mi iau scoalan, pastă de dinți și un șampon. Și niște Adidas, niște încălțări sport. Trebuie să trec și pe la un magazin pe aici. Voiam să trec un pic și prin Zara să mă uit. Eu nu știu, n-am nicio idee cu ce mă îmbrac la moți. Nici măcar nu m-am gândit. A fost așa, in the back of my mind, ca să spun așa. Dar dacă e, mai am și mâine pentru asta, oricum așa că nu mă agit foarte mult, mai e și mâine un pic de timp. Joi oricum o să plecăm, aștept să ajungă bănuțul de argint personalizat, că am un pic emoții cu el, că el mai e devenit. Îmi fac geanta mea de la Jim Beam, apropo să știți că avem încă și luna aceasta colaborare cu Jim Beam, așa că dacă vreți să vă luați ceva de acolo, nu uitați la checkout să puneți Anca 5. Asta ca să vă ofere 5% discount. Promoția asta se aplică la produsele Jim Beam, la produsele Vanavita, care sunt foarte, foarte sănătoase. E o gamă de produse bio super sănătoase, chiar merită să le încercați. Mi-am comandat și eu acum. Sau măcar să aruncați ce privire să vedeți ce au la produsele Beast Pink. Geanta mea de aici este Beast Pink. O să vă las eu link în descriere. E super, super utilă, ca să nu mai zic de culoare. Culoarea e super faină. Rozul ăsta bombonicios. Și aici ce are buzunar separat în care îți pui încălțările. În fine, v-am mai arătat-o eu, e foarte, foarte faină. Și la brandul Strix. La Strix găsiți îmbrăcăminte, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Îmbrăcăminte de fitness, evident. Fai, eu nu mai pot, am făcut 800 de calorii, nici măcar nu știu când a trecut... Când au trecut caloriile, ca să zic așa, am făcut scări la început, am făcut apoi antrenament de forță, brațe și apoi am făcut, am alergat și ce am descoperit eu pe bandă. Banda, eu m-am oprit la 100 de calorii pe bandă, dar am alergat în continuu. Am alergat vreo 20 de minute la viteză 7, uneori chiar și 8. Am alergat încet pentru a arde grăsimea și deși pe bandă mi-arăta 100 de calorii la finalul perioadei mele de alergat, ceasul mi-arăta 200. Așa că să știți că, bine, ceasul se bazează pe bătăile inimii, atunci când alegi nu te ții de mânerele alea, ale benzii, unde îți și monitorizează pulsul, pentru că bănuiesc că și caloriile astea se ard și în funcție de ce efort face inima și tot așa. Așa că am descoperit că la bandă sunt mai multe calorii decât eu, cel puțin ard în momentul în care alerg, mai multe calorii decât apar acolo. În schimb, când merg înclinat, sunt aceleași calorii.
Asta pentru că mă și țin mai mult de mânerele alea ca să mai verific pulsul din când în când. Asta fiind spuse, cât e ceasul acum? Și 25, hai să mă grăbesc totuși că la 10 închid, mai e jumătate de oră și hai să vă arăt, 846 de calorii deja. Imediat după sală, să știți, acolo sunt caloriile, ia uitați-le, 847, se ard foarte, foarte repede caloriile imediat după sală, după care mai încetinesc un pic. Să-mi iau și hainele din dulap, să mă îmbrac și gata, mergem prin magazine un pic. M-am oprit și la Sephora să las ambalajele folosite la reciclat. Ups, o să le strecor repede în geanta de sală ca să nu le vedeți. Împreună cu ce am luat de la bebetei. Lasă, mă arăt acasă. Și am ajuns acasă, încă n-am intrat în înghețată. Eu îmi doresc să mănânc niște Bounty, dar voiam să vă arăt ce mi-am luat. Ia să vedem. Am luat CeraVe balsam hidratant. Asta în primul rând, pentru că eu am luat tot de la CeraVe crema aceea cu 10% uree și acid salicilic. Înțeleg că e pentru piele netedă, dar pe mine mă ustură pielea când mă dau cu ea, mai ales dacă îmi simt mâinile foarte uscate și mă dau cu ea, mă ustură pielea foarte tare și atunci asta simplă, hidratantă, este cea mai bună din punctul meu de vedere. Mi-am luat un șampon de la Alpha Parf pe care nu l-am mai folosit. De fapt, stați, mai bine vă întorc invers, că așa nu vedeți produsele, mă vedeți pe mine și nu cred că vă doriți. Șamponul acesta de la Alpha Parf pentru păr foarte distrus, dar eu l-am folosit pe cel roz, tot de la Alpha Parf, nu pot să zic că m-a dat pe spate, de la ăsta am masca și am zis hai să fie kit, deși nu știu dacă o să mă dea pe spate sau nu, e prima oară când îl folosesc, după care mi-am luat Squalan, știți, nu? Că v-am mai spus. Squalan să-mi hidrateze tenul pentru că simt că tenul meu e foarte, foarte deshidratat. Pasta de dinți, aceeași Elgidium cu albeață, care albește. Și mai am ceva aici? Da, mai am ceva pentru păr, pentru că tot merg la moțul lui Filip și cred că iar o să pun placa aceea în părul meu. Am luat o protecție termică de la Vela. Asta pentru că intenționam să folosesc placa aia de 3 ori pe an, cea de la Babyliss, pe care am luat-o pentru concertul Maluma, că eram pe fugă și trebuia să fac ceva la păr. Ținând cont că astea de 3 ori pe an deja se întâmplă într-o săptămână, am zis că trebuie neapărat să am protecție termică. Eu neavând de altfel în casă, pentru că nu-mi îndrept părul, nu prea mi-l ondulez, de obicei îl las să se facă peste noapte împletit. Cam astea au fost cumpărăturile mele de la BBT. Mă duc să mănânc, că mi-o foame. Tare, tare. Mami, toată lumea a zis că vor să te vadă mai mult pe vlog. De fapt, vor. De fapt, am citit comentarii cum că vreți mai multe pisici în vlog. Ei bine, noi ne jucăm dimineața. Ne jucăm în pat, că aparent aici îi place nubiei să se joace. Cu asta! Wow! Unde te duci, mami? Haide! Ne-am jucat vreo jumătate de oră până mi-am dat eu seama. Stai să iau și camera. Ce se întâmplă, mami? Unde vrei să te duci? Nu știu ce a văzut ea acolo. Se pare că asta a fost joaca noastră. Easily distracted. Miroase acolo. Așa s-a încheiat joaca noastră? Spune! Burtică mică, te iubesc! Burtică mică, te iubesc! Burtică mică, te iubesc! Burtică mică, te iubesc! Te iubesc eu pe tine! Te iubesc pe tine! Eu pe tine! Și tu pe mine! Sper! Vino, mă, ce? Ia uite! Opa! Bravo! Bravo, mami, bravo! Bravo, cum să-ți dau un pupicu! Am ieșit puțin de tot pe balcon ca să fac curat, să mai mătur un pic și să stau puțin cu pisicile și le-am pus scaunul ăsta aici, în colțul ăsta de balcon, special ca să se urce pe el și să... Hopa, Riri, ce ai văzut? Să se urce pe el și să se uite pe stradă, pentru că aici se întâmplă activitatea, aici e cea mai mare mișcare și atunci lor le place să se uite. Și eu văd că erau toate înghesuite acolo, fiecare cum putea. Bubu a prins primul loc, că a ieșit prima. Acum Iris s-a mutat la alt observator aici. Iris nu prea se urcă oricum pe balustradă, dar cu Bubi, îmi stă inima. Îmi tremură picioarele când o văd aici pe balustradă. Dacă se mai urcă, o să vă arăt. Se urcă de aici, de pe scaun, pune piciorușele acolo și ajunge până aici sus. Sau de pe masa aia de acolo. Și de acolo se mai urcă. Sunt așa de fericite. Cleopatra, în schimb, nu prea e mare iubitoare de balcon, nu știu de ce. Face baie de soare? Doamne! Doamne!
Doamne, e puțin mică. Bravo! Wow! Eu mă bucur că nu mai e pe balustradă. Cele mai fericite sunt în soare. Să vă arăt și aici pe vlog outfitul zilei. Am luat plovărașul acesta cu flori de la Sema Knitwear, o geantă de la Bershka, blugii de la Zara și merg până în San Plața. Plața? De ce ne vedem așa întunecate, mă întreb oare? Cred că e de la... Ah, gata, camera și ajustează setările. Am ajuns în San Plața. Motivul pentru care sunt aici este că trebuie să ridic niște încălțări, sport. Dacă mai iese și ret odată, ea nu știu câta oară când încerc să-l ascund acolo în interior și calc așa cu grijă ca să nu iasă. Știți că aseară, cred că aseară la sală, vă spuneam că la noi, la mall-ul nostru de cartier în București Mall, trebuia să ridic de, pentru iubitul meu o pereche de încălțări sport. Și nu mai erau acolo, au zis că le-au trimis în San Plața. Și le-am rezervat aseară cu speranța că astăzi o să le găsesc. Bine, dacă le-am rezervat, ar trebui să le găsesc aici. Doar că nimeni nu m-a întrebat nimic. Nu tu nume, nu tu număr de telefon. Bănuiesc că am reușit să le rezerv până la urmă. Și voiam să mă mai uit și pentru mine de ceva... De unde merg așa grăbită? Hai să intru un pic la Zara. Voiam să mă mai uit pentru mine de ceva pentru moț de îmbrăcat. Că eu nu am ținută, am un corset, dar... Abia respir în el, dar cred că pe acela o să-l iau până la urmă. Hai să intru un pic la Zara, deși o să opresc aici camera, că n-am voie să filmez. Mă uitam acum de niște pantaloni, pentru că dacă nu am nevoie de aer, nu am nevoie să respir în corsetul ăla, de niște pantaloni am nevoie. Ia să vedem unii evazați. Cam așa, negri simpli evazați sau albi, oare ar merge? Am luat două perechi de pantaloni să le probez, unii albi. Ups, unii albi și unii negri. Asta voiam să zic. Să vă arăt, așa vin cei negri. Simpli, evazați. Eu mai am pantaloni negri acasă, dar sunt un fel de colanți. Mă gândeam că ăștia ar putea fi un pic mai eleganți. Așa vin și la spate. Chiar se așează foarte bine pe fund și pe burtică un pic, dar lasă, scăpăm noi și de asta. Dacă mă încăpu corsetul, e ceva extraordinar. Problema este și dilema mea este dacă să-mi iau negri sau să-mi iau albi pentru corsetul respectiv. Cred că trebuia să-mi aduc corsetul cu mine. Dar îi probez și pe cei albi pe care i-am lăsat aici. Și așa arată cei albi. Doar că nu știu, pentru nuanța corsetului, așa vin la spate și ei se așează, hopa, stați un pic, că nu vreau să calc pe ei. Se așează super, super bine la spate, pe fund. A, uite aici, vedeți mai bine. Sunt pe vârfuri, pentru că o să-i murdăresc, că eu sunt mai scundă. Problema e că nu știu care ar merge. Pentru corsetul meu. Îmi plac mai mult cei albi, parcă arată mai cool. Cei negri parcă sunt prea basic. Să-mi iau albi oare? Că negri am niște colanți acasă, în cel mai rău caz. Cu ce mă încalț dacă mi-au albi? Stați că sunt aici în afara spațiului comercial de la Zara, care a venit domnul de la securitate de acolo, de la Zara, după mine în cabină, să-mi zică n-am voie să filmez, în condițiile în care nici măcar nu filmam. Ok, recunosc că am filmat un pic înainte, dar după, când probam o geacă de piele pe care am luat-o oricum, a venit să-mi zică n-ai voie să filmez și am zis ok, dar camera e jos, era oprită. Nu, n-ai voie, eu caut, uite acolo mercerie, gata, caut o mercerie să iau... Un fir roșu, că așa am înțeles că trebuie să fac cu moțul, să leg cu un fir roșu. Gata, am găsit și panglică. Știți ce vreau să mai fac până când plec acasă? Vreau să mai trec un pic prin Pepco, că am auzit ca o avioane din alea mici de jucărie. Mie tot acolo mi-a rămas gândul să-i punem pe tăviță. Hai să vedem dacă găsesc un Pepco. Nu am găsit niciun avion, ăsta este singurul. Și într-adevăr sunt micuțe, dar sunt mașinuțe din astea. Și mașinuță nu. În schimb am găsit o minge. Pe asta cred că aș putea să o pun. Sunt la Stradivarius acum, să știți, și îmi place mult corsetul ăsta de aici. Dar e M, trebuia să-mi iau un S. Am rămas cu impresia că încă nu încap în S-uri, dar îmi place mult nuanța. O să mă gândesc dacă îl iau sau nu. Parcă-i drăguțel, era așa, trebuie să-i mai ridic puțin mânecile, că sunt cam lăsate. Parcă și sacoul ăsta verde e drăguț. Eu nu prea am nuanțele astea la mine în dulap și mi se par foarte, foarte vesele, așa, de primăvară. Și merge și cu jeans. Îmi place și ăsta. Vă, cum mi se pare? Nu mă vedeți în sacou oricum foarte rar. Parcă nu e stilul meu. Am luat tot ce era de luat, mai multe decât aș fi vrut aici, în plaza asta, pentru mine. Am două topuri, o pereche de jeans. Vi le arăt acasă oricum.
Și aici am încălțările sport ale iubitului meu. Mă duc și eu către casă acum imediat. Haideți că mă vedeți acum, nici că se putea mai bine cu soarele ăsta. Aștept și eu Uber-ul. Nu-mi place deloc aici la San Plața, că e foarte, foarte aglomerat. Aici, în intersecția asta, e ceva foai. Și v-am arătat în cabină corsetul acela cu flori. Ei bine, mai era doar un S. Eu am probat în cabină un M. Și S-ul, până m-am învârtit eu prin magazin, până m-am hotărât, s-a dus, s-a luat. Dar nu-i nimic. Mi-am luat alte două topuri și o pereche de jeans. O să vă arăt acasă. Na. Nimic din ce am venit. Am venit pentru încălțările sport și să-i caut iubitului meu ceva sacou elegant, dar n-am găsit nici sacou. Bine că am luat încălțările sport, că astea erau rezervate deja de acasă. Vă arăt acasă oricum ce am mai luat, sau poate o punem de un... Nu, cred că haul, că nu am suficient de multe articole. Am ajuns și eu acasă cu toate pungile după mine. Nu știu dacă vedeți, dar în spatele meu este jihadul. Trebuie să le organizez, să văd exact ce iau, cum iau pentru mâine. Vai, dar ce bronzată sunt acum, îmi dau seama. Cu plovărul ăsta alb, parcă se vede de două ori mai tare. Ce voiam eu să fac este să desfac asta, pentru că a venit... coletul de la Cargus. Astăzi a venit și eu mâine plec și am stat așa cu inima în gât și cu emoții că nu vine bănuțul de argint pentru moț. Am înțeles că bănuțul ăsta de argint se folosește în felul următor. Se taie șuvița, am luat și panglică roșie astăzi de la mall. Se taie șuvița, se taie sub panglică. M-ați ajutat enorm oricum cu toate mesajele pe care mi le-ați dat. Mulțumesc, Doamne ajută, că nu știam de unde să încep. Și se taie șuvița sub panglică, după care se lipește șuvița asta de bănuț. Am înțeles, unele dintre voi ați spus că se lipește între doi bănuți, acum eu nu știam și am apucat să comand un bănuț. În fine, ideea e că se lipește șuvița de bănuțul acesta personalizat de argint, apoi se pune cu ceară, se lipește. Vorbim aici despre ceara de la lumânarea de botez, trebuie să fie lumânarea aprinsă în momentul în care tai moțul. Vedeți, eu vă dau toate detaliile astea, lasă că știți ce facem. După ce trec prin experiența asta, o să filmez eu un ghid de supraviețuire cu moțul. Bine, am exagerat un pic. Un fel de ghid nașa bogătașa, adică se întoarce și vă zice ce este de făcut de moț, ce e de cumpărat, ce trebuie să aveți în vedere. Gata, am... Ia să vedem, Doamne ajută, te rog să fie toate detaliile corecte. 15.04.2022, ok, hai că am... Am stat așa cu inima, Doamne, să fie toate corecte, că nu mai am când. Certificat de autenticitate, imediat vi-l arăt și vouă, dar ce e asta aici? Ce e în... Am un cadou, ce drăguț! Am pus pe bănuț, stați că nu mai intră. Uite aici se blochează. Am pus pe bănuț data moțului. Așa m-am gândit eu, să fie data moțului. Gata, acum cred că vedeți. Dar nu vedeți de șnur. Nu știu cum să-l iau eu, trebuie să-mi fac și unghiile, apropo. Haide. Gata, așa arată bănuțul. Și am înțeles că pe el se lipește șuvița. Bine că a ajuns. Mă bucur mult de tot că e aici cu mine. Doamne ajută că a ajuns cu bine și că nu trebuie să mă mai complic, să mai aștept mâine și că am toate lucrurile puse la punct și pot să le pun în bagaj. Ideea e în felul următor. Pe mine m-au sunat cei de la site-ul acesta de unde am comandat eu bănuțul și mi-au zis să știi că credem că o să ajungă joi și i-am rugat frumos, am zis vă rog frumos. Știu, poate îmi pare rău că insist, dar dacă puteți să îl faceți mai repede și să ajungă la mine miercuri, pentru că joi nu știu sigur cum o să fiu, când o să plec și ce o să se întâmple, așa că ar fi de preferat să le am pe toate în ordine. Bănuțul de argint. După care mai am aici în cutiile din spate tava, cutia pentru șuviță, un set pentru păr. Am o grămadă acolo în cutia din spate, dar o să lăsăm treaba asta pentru că în momentul în care o să ajung la mare și o să ajung la cazare, o să vă arăt exact tot ce am luat înainte de a le pune, dar cic, de ce sunt așa desacadată în vorbire? Înainte de a le pune către Oana, de a le duce și a le lua către Oana, o să filmez partea asta din nașa bogătașa, ce se întâmplă la tăiera de moș și ce anume avem sau aveți nevoie. În cazul în care o să aveți nevoie, să rămână acolo videourile pe YouTube ca să știți. Acum,
Că a venit și bănuțul de argint și că sunt un pic mai liniștită, haideți să vedem ce s-a întâmplat la mall. La mall s-a întâmplat că am mers pentru încălțările sport ale iubitului meu pe care le rezervasem, erau doar în Samplața, m-am dus acolo, deși Samplața nu mă face să mă simt ca acasă, mi se pare că e tot timpul foarte, foarte aglomerat, nu-mi place foarte tare, dar am mers și am ridicat încălțările. Pe lângă încălțări, a trebuit să mă uit și de un sacou, pentru că sacoul iubitului meu nu ajunge la timp și sacoul lui, sacourile, de fapt, lui, nu vreți să știți ce li s-a întâmplat. Am descoperit acum 2-3 zile, când și-a și comandat altul, dar nu a ajuns, s-a întâmplat că cineva, nu știu cine, cred că pisica mea fără păr, a intrat în dulap și i-a agățat toate sacourile, pentru că ea intră în dulap, e atât de deșteaptă, îmi pare rău că e atât de deșteaptă, știe să desfacă ușa de la dulap, știe că ușa aceea e glisantă și bagă lăbuța, împinge ușa, că se împinge ușor, intră în dulap și de acolo din dulap sare sau se cațără pe haine direct pe umerașe. Și stă acolo ea, fain frumos, pe bara unde pui umerașele, fix pe ele, cum sunt ele așa umerașe multe, 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 unele lângă altele, ea stă acolo fix pe ele. Cam asta face pisica noastră în timpul ei liber și sacourile iubitului meu, toate sunt agățate. Toate. Nu e ca și cum avea foarte multe, că nu e el genul care să stea așa în sacou. Avea vreo 3 sacouri, dar Nubia s-a asigurat că nu le mai are nici pe alea și mă uit acolo pentru că acolo e, o să vă arăt la final, să vedeți cât de agățat e, adică nu se mai poate face nimic cu el, nici măcar ce să mai faci cu el. Mă gândeam să băgăm firul înăuntru, să mai prelungim, că totuși a fost purtat doar o dată sau de două ori. Toate sacourile oricum sunt purtate o dată de două ori, nu mai mult de atât, dar uite când ai nevoie de ele, gata, au dispărut complet din peisaj, n-ai ce să le mai faci pentru că sunt ieșite firele din ele și n-ai cum să... Se vede și dacă le bagi înăuntru, se vede că e strâns materialul acolo. Și atunci, am fost trimisă, pentru că el lucrează, în misiunea de a-i găsi un sacou. N-am găsit absolut nimic la mall, nimic care să-mi placă, nimic, și oricum la sacou trebuie să te duci, să-l probezi, să vezi cum vine, că așa eu fac 1000 de drumuri dus întors, îți place sacou, nu-mi vine bine, mă strânge aici, mă strânge acolo, du-l înapoi. Și atunci am zis gata, nu mai au niciun sacou, nu știu ce o să facem, cum o să facem, am găsit așa ceva mai eleganțel, dar mie nu-mi place foarte mult. În schimb, pentru că am mers așa pe teritoriul meu, el m-a trimis să iau sacou, iar eu am luat o geacă de piele pe care o suport și eu, adică pe care o suport cred că mai mult eu, dacă stau bine să mă gândesc. Am găsit o geacă de piele la Zara, dar bine, am pus-o pe jos și deja s-a umplut de păr, perfect. E foarte, foarte faină, sper că o vedeți voi acolo. Superbă este, absolut minunată, și pielea asta cum e așa texturată, foarte mult mi-a plăcut. Era singura și este o mărime măricică, este un L, dar lui vine cât de cât ok, mie îmi vine mare, dar pe mine nu mă interesează, că mie oricum îmi place, în momentul în care port geacă de piele, îmi place să aibă aspectul acela de exact ce e de fapt, adică geaca iubitului sau bărbatului sau nu știu ceva așa foarte rock. În momentul în care eu port geacă de piele, îmi imaginez așa niște filmele mele acolo, niște, ca și cum ar avea un iubit cu motor și mi-ar împrumuta geaca lui de piele, și atunci normal că nu-mi vine și trebuie să-mi fie mai mare. Și ei bine, geaca asta mie mi-este foarte mare, dar cred că o să arate atât de cool cu pantaloni scurți și cu geaca asta pe deasupra, o să arate super super cool. Nu mai port, nu mai iau pe mine acum, că îmi doresc doar să o pun undeva și să mai eliberez un pic tot ce e aici în spatele meu și să le organizez puțin. Am reușit să iau și încălțările sport. Uite, au venit și cu săculeți din ăsta să le protejeze. Ce interesant! Am luat niște încălțări simple de la Karl Lagerfeld. Astea sunt foarte simple, tot pentru iubitul meu. Acum eu fac haul cu tot ce am luat, ca să știți. După care am găsit tricoul ăsta și mi-a plăcut atât de mult. Din nou, am luat pentru iubitul meu, dar nu prea a fost el încântat, așa că cu siguranță că o să-l port eu mai mult. Este cu Mickey Mouse, mi-a plăcut atât de tare. Lui nu prea plac lucrurile astea, dar sper să le poarte măcar o dată și geaca de piele și tricoul ăsta. Dacă nu, nu mă plâng, că o să am eu în ce să dorm. Și acum, revenind la mine, v-am arătat și cred că v-am zis că am probat corsetul, am probat și sacoul. Sacoul acela nu-mi plăcea foarte mult. La Zara v-am zis, nu, și aventura de la Zara. Nu înțeleg care e politica celor de la Zara, dar
Ok, lăsând la o parte faptul că eu am filmat un pic în cabina de probă, știu că n-am voie să filmez în magazin, ok, am înțeles, dar în condițiile în care nu filmez prețuri, nu filmez, nu știu, nu-mi dau cu părerea despre produse, cum că produsul ăsta este nasol sau că are material prost sau că nu zic nimic care ar putea să defăimeze brandul, ca să spun așa, nu înțeleg de ce nu te lasă să... Nu să filmez, că acum nu vreau să mă plimb prin magazin cu camera și să arăt eu toate hainele, nu, dar în cabina de probă, de exemplu, paznicul, în momentul în care a venit la mine, eu probam geaca asta de piele și nu mai aveam trasă de la cabina de probă perdeluța aceea, că nu mai avea, adică nu avea rost, eram îmbrăcată, probam doar o geacă de piele. Și a venit la mine și mi-a spus, știți că n-aveți voie să filmați, și am zis, dar nu filmez, nici măcar n-aveam camera în mână, era camera pusă pe scăunelul acela din cabina de probă. Nu filmez, și mi-a arătat așa către la valieră, care într-adevăr era aprinsă, că în momentul în care ies afară, le las aprinse non-stop. Nu stau să le aprind, să le opresc, iar să le pornesc și tot așa. Și i-am zis, da, e la valiera mea, dar am camera oprită, puteți să verificați că e oprită. După mi-am luat telefonul și mi-am făcut o poză în oglindă, pentru că voiam să-i arăt fix iubitului meu geaca asta, să vadă cum vine, să văd ce zice, dacă îi place, dacă nu. Și s-a întors paznicul și mi-a zis, n-aveți voie nici să faceți fotografii în cabinele de probă și nici cu hainele de la Zara, toate hainele sunt afișate pe site și prietenii dumneavoastră pot să se uite pe site dacă vor să vadă o haină. Poftim? Cum? Cum? De ce? Când, adică nici măcar nu... Nu faci rău nimănui, doar trimiți prietenilor tăi o poză, mai ales fetele cum sunt în momentul în care ne luăm ceva, știți, eu am pus și pe stories, cum vi se pare sacoul ăsta, ca să-mi formez și eu opinie sau să mă ajutați sau să mă ajute prietena mea sau iubitul meu în momentul în care sunt indecisă. Da, asta a fost experiența cu Zara, dar de fiecare dată când sunt văzută cu o cameră, de fiecare dată toți agenții de securitate se uită la mine, nu că... Așa, fugitiv. Nu, mă urmăresc prin magazin, dacă ar putea, după cum ați văzut și la că a venit după mine la cabina de probă. Așa că probabil că scrie la ei undeva în contract că așa trebuie. Cine știe, nu știu. Revenind de la Stradivarius, mi-am luat blugii aceștia cu șiret, care iarăși mi-aduc aminte foarte mult de anii 2000 și sper să-mi vină, sunt mărimea 36, nu i-am mai probat pentru că intrasem înainte să probez corsetul. Ia uitați ce avem noi aici. Corsetul și sacoul și după m-am lovit de ei și mi-a plăcut așa de mult detaliul ăsta. Mi-aduce aminte de Christina Aguilera și mi-aduc aminte și de Britney Spears. Sunt evazați, frumoși, o să-i probez, dar nu-i mai probez acum. Eventual o să vă arăt într-un reel sau ceva, nu mai stau acum să-i mai pun pe mine. După care, după blugii aceștia, mi-am mai luat un top care, din câte văd eu, e un pic... micuț, sper să nu fie micuț, pentru că mi-am luat S, deși prima oară am pus mâna pe un M, dar după ce am probat corsetul acela M și l-am pierdut și S-ul s-a cumpărat, am zis gata, nu mai iau M, că intru în S și mi-am luat un S. Și apropo de intru în S, să știți că astăzi m-am măsurat. Telefonul meu e pe canapea, dar pot să vă zic că țin minte. Știți că pe 10, în fiecare lună, eu încerc să... Nu că încerc, mi-aduc aminte să mă măsor. Ei bine, acum mi-am adus aminte pe 13, nu e nicio problemă, m-am măsurat și m-am cântărit astăzi. Pe lângă faptul că am intrat în aria de 55 de kilograme, pe lângă asta m-am și măsurat și am mai scăzut 2 cm în talie față de luna trecută, însemnând că acum am 68 de cm în talie. Am scăzut 2 cm, nu, cred că 1 cm la fund, am undeva în jur de 96 și am scăzut și la sâni, am 86. Aplauze! Aplauze că am fost determinată și că încerc să-mi găsesc că... motivația de fiecare dată. Uite, acum am fost la ai mei acasă și nu m-am mai dus la sală, dar în perioada asta în care nu m-am dus la sală, m-am abținut un pic și de la mâncare, ce-i drept, am mâncat un pic mai puțin. Acum că am venit înapoi la București, mă duc din nou la sală și tot o să fie bine. Mă bucur atât de mult, deja am intrat în a patra lună de sală și nu pot să fiu mai fericită, pentru că mi se pare... extraordinar când văd schimbările. Cred că lucrul ăsta mă motivează și mă face să mă duc din ce în ce mai mult. La fel și rezistența și la cardio și acum după zilele astea în care am lipsit, să știți că n-am luat-o totuși de la zero. Adică m-am simțit așa
forțoasă, să zic așa, și capabilă să duc exercițiile la final. Mă bucur foarte mult, așa că o să vin cu updates de la lună la lună la voi, deși de acum încolo nu știu dacă o să mai fie schimbări din astea majore, că nici eu nu-mi doresc. Îmi doresc să mă opresc undeva la 54 de kilograme, să rămân acolo, hai poate maxim 53, dar nu mai jos de atât, să rămân acolo și să tonifiez în continuare. Dar sala, wow, produce niște schimbări majore și pe corp și în mintea mea, nu pot să vă explic cât de mult îmi place. Așa că vă îndemn și pe voi, măcar de 3 ori pe săptămână, cum ajung eu, că nici eu nu sunt o fanatică, n-ajung de 5 ori sau de 6 ori, ajung și eu de 3 ori. Revenind la haul-ul meu. Mi-am luat și acest top, care este tot de la Stradivarius și care nici n-a avut etichetă, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Acum îmi dau seama că nici etichetă nu are și eu cum îl returnez dacă nu-mi vine. O să-mi vină! N-are cum să nu-mi vină, că e mărimea S. Așa, și ce mai am? O să încerc eu să găsesc link-uri la toate produsele pe care vi le-am arătat pe Stradivarius ca să le vedeți și voi. În rest, mi-am luat pantalonii negri pe care vi-am arătat în cabina de probă, așa că n-are rost să vi mai arăt cei de la Zara, pe care îi voi pune alături de corsetul meu. Haideți să vă arăt corsetul, că cred că v-am zis treaba asta, nu? Cred că v-am zis că nu prea mă încape corsetul ăsta, nu mă încăpea, l-am luat în ianuarie de pe ASOS și l-am vânat și mi-a plăcut atât de tare, acesta este. Am făcut eu un TikTok cu el, cred, și posibil să vi-l fi arătat și într-un haul în luna ianuarie, mai mult ca sigur. Este un corset cu peplum, așa cred că se numește acesta, nu? Și cu niște cupe așa foarte voluminoase, care creează o siluetă foarte, foarte faină, pentru că, dacă vedeți, cupele sunt un pic mai voluminoase în exterior și atunci îți fac o siluetă clepsidră, ținând cont de faptul că aici se umflă, aici iarăși se umflă, e foarte, foarte fain, vine foarte fain pe corp. Ei bine, și în ianuarie, pentru TikTok-ul acela pe care l-am filmat, să știți că nu l-am închis la spate, cred că v-am zis și pe vlog, cel mai probabil că pe TikTok cu siguranță nu v-am spus, am zis nu-l returnez, l-am returnat pe cel 34, că am avut două failuri cu corsetul ăsta. Am comandat 34, mi-a fost mic. Am returnat 34, mi-am comandat 36. Și 36-le iarăși mi-era mic și am zis ok, eu 36 nu mai returnez, asta este, în câteva luni, că voiam să-l port la Maluma. Dar până la urmă la Maluma m-am îmbrăcat altfel. În câteva luni o să intru în el și uite cum, yay, de data asta intru în el, dar nu prea bine pentru că nu pot să respir foarte bine, dar e ok. Cine mai are nevoie de aer atât timp cât totul arată frumos? Glumesc, pot să respir, dar nu pot să zic că pot să iau așa o gură să-mi umplu plămânii de aer. Nu, trebuie să respir așa mai ca o domniță, mai așa mai puțin, că e mai bine. Nu se oxigenează creierul, e tot în regulă. Ideea e că mă încape, dar nu mă simt chiar atât de sigură pe el, așa că sper ca până vineri să, nu știu, o să mănânc doar supă, ceva, ca să mă încapă mai bine. Ținând cont de faptul că evenimentul are loc după amiaza, începe la ora 3 și probabil că se termină pe la vreun 8, bănuiesc, nici nu știu, atunci nici nu m-am complicat să-mi fac o ținută badabim, badavum, wow! Că n-are rost. Adică e un eveniment de zi și corsetul ăsta pentru zi mi se pare un pic cam mult, dar dacă îl asociez cum vreau eu să-l asociez cu o pereche de pantaloni negri, cred că pantalonii îl vor potoli foarte, foarte tare. Da, cam atât cred. Nu cred că mai am ce să vă mai arăt. Acolo sunt pentru Baby Philip toate și pentru Moț și pe acelea vi le arăt în momentul în care o să fac Nașa Bogătașa tăierea de Moț, episodul. Și în care o să vă arăt și ce s-a întâmplat la tăierea de Moț. Cel mai probabil va fi vlogul de luni. Acolo vă voi arăta tot ceea ce am cumpărat, de ce este nevoie și tot așa. Acum, că v-am povestit și de treaba cu măsurătorile mele, să știți că sunt cu ochii pe voi și chiar sper să vă motiveze toată treaba asta cu sala, prin ce trec eu și procesul meu de transformare, chiar și acum în momentul în care am luat pantalonii albi pe mine, mă uitam la mine și ziceam, ce se întâmplă, mă? De ce se întâmplă? Ideea e că te face să te simți mult, mult mai bine în corpul tău și ești mai încrezătoare să porți tot felul de articole pe care altfel nu le-ai fi purtat. Spre exemplu,
Spre exemplu, cum îmi place mie să port topuri cu pulovere din astea foarte chunky, cum îmi place mie să port crop topuri, păi dar înainte nici nu mai puteam să mai port crop topuri, că deja era, adică nu se mai vedea ok, nu mai simțeam eu bine în corpul meu, nu că nu se mai vedea ok neapărat, ci contează foarte mult cum te simți tu bine și ce îți place ție să vezi la tine. Și atunci eu sper să vă motiveze treaba asta și faptul că eu vă zic vouă măsurătorile și toate lucrurile astea. Nu porni centrala, semn că pisicilor haideți înapoi de pe balcon și trebuie să închid ușa. Sper să vă motiveze, cam asta voiam să vă zic, pentru că schimbările se văd, mai ales dacă vă duceți constant, se vor vedea, credeți-mă. Așa, acum ce vreau eu să fac este să editez un pic ce am filmat și să mă duc apoi să... ceva ce n-am mai făcut de mult, să strâng prin casă și să gătesc niște curry. Apropo de curry, nu v-am spus părerea anor mei despre curry, nici nu i-am întrebat, uite, dacă l-au mai mâncat a doua zi. Tati a mâncat în ziua respectivă, dar n-a fost foarte, foarte încântat. A zis, ce asta, e prea picant, ce zici că are praf în el, aoleu, mă ustură limba, cam astea au fost reacțiile. Și nici n-am pus picant, eu pentru mine pun extra ardei iute, pun și ardei iuți din aceia mici uscați iuți. Pentru ei chiar am ținut lucrurile cât mai potolite cu putință. Mamei mele nu i-a plăcut, dar mie îmi place mult, așa că în seara asta o să-mi fac mie niște curry. Mă duc să editez, mă duc să-mi fac niște curry și cred că nu am uitat nimic să vă mai zic pentru vlogul de astăzi. Mi se pare că nu am spus toată informația pe care trebuia să o spun, dar ne revedem sâmbătă seara. Da, sâmbătă seara. Cred că sâmbătă seara o să intre moțul, să știți, video cu moțul. S-ar putea, cu nașa bogătașa. Uite că acum îmi dau seama că deja sâmbătă moțul a trecut. Vedem oricum. Noi ne revedem sâmbătă. V-am pupat, v-am îmbrățișat, aveți grijă de voi. Mulțumesc că v-ați uitat și pe sâmbătă. Pa! Stai să vă arăt. Vreau să vă arăt cât de agățate sunt. Acolo, vedeți. Și îmi pare rău că nu se vede cum... Cred că vedeți un pic cum s-a încrețit materialul. Iarăși aici. Aici, hai că să zicem că putea fi reparat. Dar aici chiar se vede urât. Am încercat eu să-l îndrept, dar se vede că e încrețit. Bubu, de ce ai făcut așa la sacouri? De ce? Te iubesc. Asta este. E ușor să fii pisică și iubită, nu? Ha, ce s-a auzit? Păi Nica, prăjită. Bravo, mami, bravo. Da, aici am pupic și spune-le că ne vedem sâmbătă. Bubu, ce oră e? Ce oră e? E ora? E ora mesei! 1 2 ridic 3 cleuți! Bravo! Toată lumea molfăie! Bravo, mami!